Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În ultima vreme au prins prima pagină, cum se spune, niște știri din domeniul justiției care ne fac să ne punem niște întrebări. Adică a început să vină un miros suspect așa din direcția aceea. Miroase ceva stricat, a putred. Simți? Da. Am început să simțim. Iată câteva exemple. Deci, poate vă amintiți că acum, cred că acum vreo lună, am vorbit despre o judecătoare acuzată de Agenția Națională de Integritate că nu poate justifica o avere de peste 6 milioane de euro. Doamna respectivă tocmai a fost promovată la Curtea de Apel București de către Consiliul Superior al Magistraturii. Deci a luat, cum ar veni, un bonus de performanță. De la cine? Păi, de la Consiliul Superior. Doamna aceasta, Gabriela Cristina Mazilu, care nu poate spune cum s-a îmbogățit cu 6 milioane de euro, sau ar putea spune, dar e prudentă și nu zice, a fost implicată în mega dosarul fraudării BRD și a fost investigată de secția specială în legătură cu povestea asta, însă dosarul s-a tot plimbat pe la diverse instituții până a fost clasat. E posibil să fie dobândă. Posibil, nu știu. Doamna a fost căsătorită cu un om de afaceri, Cristian Relu a Paraschivei, care este considerat, sau era considerat, mâna dreaptă a lui Remus Truică, condamnat definitiv la 7 ani de detenție în dosarul Băneasa. Și cumva lucrurile vin de se leagă. Și iată că, în ciuda acestor mari semne de întrebare, secția pentru judecători a CSM a decis să o promoveze la Curtea de Apel București. Potrivit unor surse judiciare, explicația este că judecătoarea Mazilu a fost delegată de câteva luni la Curtea de Apel București și că acum CSM doar a formalizat practic statutul judecătoarei. Scrie de fapt.ro. Adică, vezi, doamne, e ceva chestie birocratică. Era dosarul pe traseu și nu s-a mai putut opri, așa mergeau actele. Mi se pare scandalos. Mai departe, poate vă amintiți de un uriaș dosar de corupție care privea retrocedarea ilegală, frauduloasă, a 43.000 de hectare de pădure în județul Bacău, o afacere de peste 300 de milioane de euro la vremea respectivă. Cu Hrebenciuc și ceva... Da, în urmă cu vreo 10-15 ani. O treime din suprafața județului, de fapt, înțelegeți? Dimensiunea uluitoare a acestei afaceri. În dosar, după cum bine și-a adus aminte Luca, Viorel Hrebenciuc, fost parlamentar PSD, Ioan Adam, fost parlamentar PSD, Paltin Gheorghe Sturza, om de afaceri, Dan Costin Bengescu, om de afaceri și alți 13 funcționari publici, plus 2 judecători, inclusiv 2 judecători, care au fost acuzați de anchetatori, toți, de constituirea unui grup infracțional, organizat, dare și luare de mită, trafic de influență și așa mai departe. Dosarul acesta a fost trimis în judecată în 2015 și 3 ani mai târziu, în 2018, au fost pronunțate și primele condamnări. Cei 2 judecători din dosar au luat condamnări în primă instanță. Andra Șordoc, judecător la Tribunalul Covasna, condamnat pentru luare de mită la 3 ani de închisoare cu executare. Celălalt judecător, o doamnă, Anca Roxana Bularcă, fostă doamna Adam, adică fostă soția deputatului Ion Adam, implicat în afacere, de la Tribunalul Brașov, a primit tot atunci 2 ani de închisoare cu suspendare. Și după aia dosarul s-a tot temporizat și amânat, s-a blocat la înalta curte. Până când, și cu ajutorul judecătorilor din CCR, a intervenit prescripția. Deci s-a închis. Fuseseră condamnați în primă instanță, asta e, așa a fost soarta, și CCR-ul s-au prescris faptele, s-a închis dosarul și acum acești 2 judecători condamnați în primă instanță, vă reamintesc, pentru luare de mită și participare la grup infracțional organizat, bă, cum sună, judecători participanți la un grup infracțional organizat, deci dânsii vor fi repuși în drepturi și vor primi salariile restante cu dobândă. Consiliul Superior al Magistraturii a decis deja reîncadrarea celor 2 magistrați. Banii pe care îi vor încasa din urmă, cu tot cu dobând, se ridică la câte 1 milion de euro fiecare. După care dânsii se vor pensiona imediat cu pensii speciale de 10.000 de lei lunar. Pensia medie a judecătorilor pensionari, a magistraților pensionari în țara asta, este de 22.000 de lei net, bani în mână. Și, în fine, încă un caz care pare aproape fapt divers în contextul ăsta. Ați auzit, sunt sigur, de cazul uciderii omului de afaceri Adrian Crainer din Sibiu.
cutremurătoare tragedie. Polițiștii au reușit să identifice suspecții. Aceștia au fost reținuți în Marea Britanie pe 17 noiembrie, acum 10 zile. În țară, o judecătoare, o doamnă, Luminița Petrescu, a dat termen pentru mandatul de arestare al suspecților, așa cum se cere, cum cer procurorii, după care și-a închis telefonul și n-a mai putut fi contactată. Cu alte cuvinte, suspecții urmau să fie eliberați pentru că judecătorul care trebuia să judece la termenul respectiv dispăruse în ceață. Și în ultimul moment a fost delegat un alt judecător care a făcut o solicitare de preschimbare a termenului și a dat mandatul respectiv, mandat național, și după aceea s-a dat mandat european pentru suspecții care erau gata să scape altfel. Doamna asta are un salariu de 20.000 de lei pe lună, nu avem nicio explicație din partea dânsei, tocmai a fost delegată de CSM ca șef de tribunal la Sibiu. Deci, răspundere. O pui șef, oameni responsabili, nu? Bun. Astea sunt doar trei știri venite dinspre justiție doar în ultimele 10 zile. Și am putea crede, unii ar putea crede că sunt doar întâmplări izolate, mie nu mi se pare că ar fi așa. Cred că și acestea sunt un simptom al cancerului care roade justiția română, care a avut un moment în care părea să se reformeze, în care s-a ieșit în stradă în apărarea justiției, dar mi se pare că justiția alunecă din nou mocirla corupției, irresponsabilității, lipsei de credibilitate din care speram că se ridicase totuși. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.